Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod de Farming Simulator 17 pe mapa Goldcrest Valley. Înainte să începem acest episod, stați calm, n-am să cer like-uri, n-am nevoie de ele, pa. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că acesta va fi puțin mai plictisitor, pentru unii poate, pentru că nu e un gameplay normal în care vom face ceva poate interesant sau nu știu ce. Nu. În acest episod vom ara, fertiliza, semăna, etc, 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 deoarece am de gând să vă povestesc niște întâmplări, să vă povestesc cum am început de YouTube, să discutăm despre unele chestii și nu știu ce, așa că dacă sunteți curioși și vreți să aflați poveștile, puteți rămâne și, na, eu sper să vă placă și nu știu ce. Da, e vreo 4:30 dimineața când filmez, așa că vă rog frumos să-mi scuzați exprimările. Și dacă nu sunteți interesați, puteți închide videoclipul, deoarece asta e tot ce vom face. Puteți să vă uitați la celălalt episod pe care l-am postat. A, da, stai că nu l-am postat. Puteți aștepta să se posteze celălalt episod pe care nu l-am postat. Dacă îl vei posta azi sau mâine, cine știe, nu știu, vedem, discutăm despre chestia asta în acest episod. Deci, da. Bun, ok, haideți să începem. De ce fac chestia asta, de ce discut? Ei bine, să încerc să vă spun de ce. Hai că vă spun adevăratul motiv. Avem terenul 14, 15... 12, 16, 24, 13, terenurile astea sunt nefertilizate, terenul 24 și terenul 12 sunt nearate și mi-e silă să fac asta off-camera și prefer să povestesc ceva în timp ce fac asta. Vă vrăjesc. Nu știe nimeni. Da, mă rog, cam, sincer, de aici mi-a venit ideea. Am zis, băi, avem atât de multe chestii de făcut și să fac un timelapse ar dura... Adică nu că ar dura, dar mă gândesc prea multe timelapse-uri și nu știu ce. Și... mă rog, fac un episod în care asta e tot ce facem și mă gândeam, băi, da, ce voi vorbi, despre ce voi face? Și m-am gândit, hai să discutăm despre niște chestii. Vedem dacă vă plac, dacă veți mai vrea. Și dacă mă veți certa că nu știu să mă exprim. Așa că, bun, haideți să începem. Vreau să vă spun despre cum am început acest... canal de YouTube și cum de-am ajuns până aici și ce am acumulat eu în acești ani de când m-am apucat. Nici nu știu pe când m-am apucat. Cred că undeva prin iunie. Nu, greșeala mea este de fapt pe 11 iulie 2013. M-am uitat acum. Deci pe 11 iulie 2013 am deschis acest canal. La început se numea Cubulețe MK. Numele ăsta, prima oară, mă gândeam, eram eu cu Teo și mă gândeam, băi, un nume, un nume. Băi, canalul va fi cu Minecraft, un nume. Și la ce m-am gândit? Minecraft, pătrățele, nu știu ce, chestii, pixel. Am spus numele, deci m-am gândit la numele Cerculețe MK. Eram ceva, what the fuck? Deci, pe bune, stau să mă gândesc cum te v-am gândit la Cerculețe MK când Minecraft-ul e făcut din cuburi. I-am spus lui Teo, mai aveam niște prieteni, l-am spus și lor. Și nu mai știu exact toată povestea, dar la un moment dat am zis, băi, Cubulețe MK sună mai ok. Și până la urmă, așa am avut numele canalului. Canalul s-a numit Cubulețe MK, era Cubulețe nume, MK prenume. Pentru că nu știam cum să le unesc, să fac Cubulețe MK. Cum am acum, doar Sonics. Și am deschis canalul frumos. Am deschis un server. Pe vremea aia era Minecraft-ul lejer. Dădeam open to LAN, aveam același net cu Teo. Nu știu dacă știți pe Teo, mai filmat Brawlhalla cu el și cu Mihai. Deci, mai mult am filmat cu Teo pe vremea aia. Deci, știu că pur și simplu apăsam open to LAN. Având același net, el putea să se conecteze lejer, venea și am făcut frumos mapă, i-am dat lui acolo tot ce trebuia, a intrat. Hai să filmăm. Filmăm puțin, ne uităm ce a ieșit. Băi, se aude mai în casă, dar nu se aude și Teo. Ce-i mă asta, mă?
Și am zis, băi, hai să facem un felul următor. Pe vremea aia eu aveam un Windows XP, Minecraft normal, nu mai știu ce versiune era, 1 GB de RAM, nu contează asta. Și n-aveam stereo, aveam mono și de aceea teu nu se putea auzi. Și am zis, băi, cum facem noi să se audă și el? La început am filmat, mă auzeam numai eu, el nu. Să-l pun, să nu-l pun, nu l-am pus. Aba, da, primul episod a fost așa în care eu mă auzeam, dar Teo nu se auzea, pentru că nu, pur și simplu nu puteam să-l pun. Adică să-l pun, să îl fac să se audă. Și am mai trecut, adică am filmat episodul, nu știu ce. L-am randat și editat în 480p. De ce 480p? Pentru că filmam cu Bandicam-ul sau Fraps-ul. Asta chiar nu mai știu minte cu ce am filmat prima oară. Opa, opa. Wow, ce frame drop-ul ăsta pe aici? Da, deci eu filmam cu Fraps sau Bandicam, cu astea două. Sunt sigur că unul din astea două. Și editam în Windows Movie Maker. Și tot ce puteam să fac era să tai și să mai... Da, deci asta era. Tăiai, o secvență o puteai da afară și lipeai. Ia stați voi 2 secunde să-l scoatem pe ăsta de aici. Așa. Sau puteai să pui muzică de fundal sau puteai să pui o imagine. Și știți cum a fost primul episod? A fost poza din Minecraft. Era mare scris Minecraft. Cu o muzică. Era melodia aia. O fi soare, dar nu-l văd eu. Și nu știu ce. Și, oh my god, nu mai avem fertilizant. Apa. Ok. Deci, melodia aia am pus-o. Vă dați seama că eu luasem melodia MP3, nu știu ce, pirateria alea și nu mi-am dat seama, eu nu știam ce e la copyright. Ce e la un copyright? Eu n-am știut așa ceva. Am pus poza frumos, melodia aia, frumos cu tăiat, cu salutare, cu buleze, bine m-am găsit, nu știu ce. Era ceva ok. Pe vreme, deci pe bune, pe vremea, că era ceva ok. Frumos am făcut, bineînțeles, v-am zis primul episod fără Teo, mă auzeam numai eu, vorbeam de unul singur, dar mă rog, nu conta. L-am pus. Hai să-l filmăm pe al doilea. Și ne-am gândit, băi, hai să te uiți și tu, pun boxa lângă microfon. Bum! Tehnologie. Și astfel am făcut să audă și Teo și cred că vreo 10 episoade așa am filmat. Deci, da, el se auzea din boxe. Și chiar, sincer, era destul de ok, calitatea nu era... Uite, dacă te gândești cum e acum, nu era wow, dar era ok. Și mai filma și în 480p, pentru că era Windows Movie Maker și aveai nevoie de nu știu ce plugin. Și eu eram așa stupid încât nu știam cum să caut pe YouTube, pentru că v-am zis, perioada aia era YouTube-ul la... Nu la început, dar era destul de nou, cel puțin pentru mine era nou. Și nu știam să caut chestii de genul. Și... Am pus și ăsta, frumos, episodul 2, episodul 3, nu, episodul 3 încă nu-l pusesem. Și... După m-am uitat la primul episod, vizionare și like-uri, abonați, wow, și după văd, acest, nu acest episod, acest videoclip este, are drepturi de autor și nu știu ce, puteți să-l înlocuiți cu altă coloană sonoră și nu știu ce, și acel videoclip era pur și simplu mut, nu se auzea nimic. Și am zis, bă, nu-i bine. Deși primul și al doilea episod, copyright, nu se mai auzea. Și eram, băi, ce facem? Pune al treilea episod, scoate intro-ul ăla și fă-l normal. Și acolo ne auzeam și nu știu ce. Deci primele 2 episoade de pe canalul ăsta au fost fără sonor. Acum nu cred că le mai am. Dar erau fără sonor. Și vă dați seama, era destul de ciudat. Și știu că le-am șters pentru că mi-era frică că mi se poate șterge canalul dacă încă le-am acolo. Și le-am șters. Și m-au oftic acum. Da, deci cam așa am început noi, adică așa am început cariera de YouTuber, făcând chestia asta. Și bineînțeles, mai târziu am început să mai filmez, mai filmez și știu că la un moment dat n-am mai putut să mai filmez cu Teo. El era, parcă dimineața, eu eram după amiază. Și am zis, băi, hai că nu mai facem asta, filmez singur. Și bineînțeles am mai filmat și singur.
A mai pierdut salvări pentru că era Windows XP și după 3 luni cam așa pur și simplu mi se bloca Windows-ul și trebuia să-l restartez și pierdeam salvarea. Vă dați seama, am făcut survival cu Bleach 1, 2, 3, nu știu ce, la calitate 480p și se uita lumea, deci era ok. După aceea, bineînțeles, a devenit și HD, am fi posta, adică am filmat, nu știu ce, totul frumos, editări, tot în Windows Movie Maker. Și la un moment dat, nu mai știu ce s-a întâmplat, de m-am lăsat. De fapt, hai să vă spun toată povestea. Mă gândeam eu cum să fac mai mulți abonați, cum să fac să mai vină lumea și să mai uite la mine. Și v-am zis, sunt multe, multe moduri de a-ți face reclamă. Și eu am ales unul destul de ingenios, să fiu sincer. Deci fiți atenți la ce m-am gândit eu pe vremea aia. Era YouTube-ul diferit. Cred că v-am mai spus, dar pentru cei care sunt noi, vă spun din nou. Era YouTube-ul puțin diferit ca acum. De exemplu, dacă te duceai, să zicem, uite cum e acum Rafael. Te duceai la el și aveai pe pagina lui principală acolo de YouTube ultimul videoclip postat, destul de mare, cu thumbnail-ul, și în dreapta aveai trei videoclipuri, unul sub altul. Și alea trei videoclipuri erau activitatea respectivului. Adică dacă a comentat la videoclip, apărea acolo în dreapta că a adăugat un comentariu la videoclipul. Și spunea videoclipul acolo mare și frumos. Și am zis, băi, dacă fac ceva pentru YouTuberi ăștia mai mari, și îmi lasă un comentariu sau îmi dă like, voi apărea acolo pe pagina lor. Nu contează că pentru 5 minute 10. Poate vor vedea unii și se vor uita. Și știu că Teddy YouTube, nu știu dacă mai facea cu YouTube, nu mai m-am uitat. Mă uitam la videoclipurile ei și acolo am văzut prima oară chestia asta că ea a adăugat un comentariu la cineva care i-a făcut skin-ul. Și a zis, băi, hai să-l fac și eu. Și mă rog, v-am zis, eu încep de fiecare dată aiurea, nu mă interesez, deci sunt nașpa. Ce am făcut? M-am uitat la videoclipuri, am căutat secvențe în care să o văd și din față și din spate și să-i văd tot skin-ul perfect. Bagă, mapă, creativ, frumos, i-am făcut acolo skin-ul și am filmat, am zis, bună ziua, v-am găsit la videoclip în care am creat-o pe Teddy, nu știu ce, aplaudează-l. De mesaj YouTuberului. Ți-am făcut un skin? Ți-am făcut un skin în Minecraft, sper să-ți placă, nu știu ce, link aici. Și bineînțeles că mă așteptam, adică nu mă așteptam să îmi lase, dar speram să-mi lase un comentariu sau like. Și mi-a scris mersi. Și eram, wow, mi-a scris mersi. M-am dus repede pe pagina ei, am văzut acolo că apar. Wow, incredibil. Și după aceea, după jumătate de oră, o oră, văd acolo mai multe comentarii, că wow, frumos, interesant, like-uri, vizionări. Oh my god! Vreo 50 de abonați obțineți, obțis, o, vreo 50 de abonați am obținut și nu știu ce și eram, wow! Ok, hai să mai fac și la alții. Și am făcut la mai mulți și bineînțeles, unii au răspuns, unii n-au răspuns. Mă pot mândri că, uite, de exemplu, Rafael pe vremea aia, da, mi-a răspuns la un astfel de videoclip. Deci, se vede diferența între cum erau unii youtuberi atunci și cum sunt acum. Și sincer, pot să înțeleg într-un fel. Dar, mă rog, e super interesant. Chiar mai am videoclipurile alea, dar sunt pe privat. Poate într-o zi le voi pune pe toate pe public, dar până atunci nu. Deci am făcut toate chestiile astea și partea proastă a canalului a fost faptul că eu m-am axat mai mult pentru a obține abonați, nu pe a obține abonați activ. Eu am zis, băi frate, numărul ăla contează, nu mă interesează. Eu atât încât am mai mulți, e mai bine. Și acum, sincer, vă pot spune din experiență proprie că nu e așa. Trebuie să ai abonați activi, poți să ai 2 abonați, dar atât încât ai 2000 de vizionări, e ok. Stai, bine, n-ai nevoie de abonați, ai nevoie de vizionări. Și spun, ai nevoie așa pentru că la asta mă refer dacă vrei să obții, nu știu, niște bani. La, bineînțeles, asta constă YouTube-ul.
Ca așa, dacă nu te interesează toate chestiile astea, pur și simplu n-ai nevoie de niciun abonat, nicio vizionare și ești ok. Dar, da, pentru a te interesa, nu știu, să zicem, de bani, ai nevoie de vizionări, nu de abonați. Deci, te rog frumos. Și știu că sunteți unii, de exemplu, am primit niște mesaje, știu, deviez de la subiect, dar lăsați-mă, ascultați-mă puțin. Sunt unii care, pur și simplu, cum să spun, eu unul spun în felul următor, nu te interesează câți abonați ai, pe tine te interesează vizionările, da? Dar, sincer să fiu, au observat faptul că sunt unii care văd, de exemplu, mă iau pe mine ca exemplu, da? Văd că, uite, are 1063 de abonați. Interesant, ia să mă uit la videoclipurile lui. Se uită la videoclip, interesant, poate un like, poate un subscribe, poate ceva. Dar nu se uită și la faptul că am doar 60 de vizionări pe videoclip. Ceea ce e aiurea, din punctul meu de vedere e aiurea, dar pentru unii nu interesează câte vizionări ai tu. Interesează să ai abonați mulți. Ceea ce e puțin ciudat. Dar mă rog, și de exemplu, dacă era unul care avea 10 abonați și 1000 de vizionări, nu l interesa pe ăla, pentru că nu se uita la el, pentru că zicea, a, 2 abonați, a, ăsta se lasă mâine, poi mâine. Și vedeți, e puțin ciudată chestia asta. Aici depinde de voi, nu pot să mă bag eu. Eu nu am problema asta. Eu mă uit la cineva dacă îmi place, nu mă interesează câți abonați, câte vizionări are. Deci, nu ne mai băgăm chestia asta, da? Ok, hai să continuăm povestea. Ce am mai făcut eu? Am zis, băi, cum să mai fac abonați? Abonați, doamne. Da, abonați. Și am făcut greșeala vieții mele. Am făcut un episod parodie cu doza de H în Minecraft. Pe vremea aia era, de-abia se dezvolta Mikey și începea să se crească comunitatea. Și am văzut un videoclip și am zis, băi, hai să-l fac pe ăsta în Minecraft, că poate, cine știe, dacă le place de el, nu știu ce, am zis, băi, hai să le fac eu pe toate astea, să le transpun în Minecraft. Și am făcut un episod acolo, acum când mă uit la el, îmi vine să plâng. L-au văzut și colegii și mamă, mă bat la cap cu videoclipul ăla, pentru că aveam voce subțire și vă dați seama, când copiezi pe cineva, e aiurea și de aceea videoclipul acela este pe privat. Apropo de asta, e pe privat, nu aveți cum să-l vedeți, nu am să vi-l arăt, nu, 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 e, mi-e rușine cu el. Așa, și videoclipul acela l-am făcut într-o zi, nu mai știu, parcă 1000 de abonați, 1000 de abonați, doamne, 1000 de vizualizări, comentarii, like-uri, unii cu foarte tare, continuă, alții cu l-ai copiat pe Mikey, alții cu muebă, alții cu îmi place, mai fă. Deci au fost comentarii diverse, like-uri și dislike-uri, vizionări, abonați, multe chestii. După aceea v-am zis, eu am făcut toate astea și am început să mă plictisesc și nu am mai făcut. Parcă, dar, de fapt, dacă nu mă înșel, a început vara, nu m-am mai apăsat de YouTube, am ieșit pe afară, m-am distrat. Când s-a terminat vara și am început școala, eram ceva gen, a, școală, ce fac aici? Când ies de la școală, n-aveam ce face, pentru că eu nu fac teme, eu nu învăț. Dar am note ok, dar nu mă prea zbat cu școala. Adică nu prea mă interesează pe mine să am teme făcute și să am media 10 pe linie, nu. Pe mine mă interesează doar să trec clasa și să învăț ce mă interesează pe mine mai mult. Și vă recomand și vouă să vă axați doar pe ce vă interesează. Știu că o să aveți nevoie la, adică veți avea nevoie și în examenul în clasa 8 și la BAC de matematică și română. La BAC, bineînțeles, veți avea nevoie și de fizică dacă vreți, sau logică, sau depinde de profil. Deci, matematică și română, astea trebuie să le înveți pentru că trebuie la BAC. Ceea ce e o prostie. Eu la română și la mate stau cel mai prost dintre toate materiile. Deci, puțin cam mai rea, nu? Deci, da, chestia cu școala e facta, bravo de tot. Prefer, sincer, vă recomand, dacă vreți ceva să învățați. Eu, de exemplu, am un program interesant care mă va ajuta în momentul în care mă angajez. Voi ști programul respectiv și voi putea să am respectivul servici. Servici sună bine? Adică mă va ajuta pe mine dacă știu acel program. Și la școală noi lucrăm pe 2020,
2002. Și vă dați și voi seama, nu se mai folosește 2002. Așa că vă recomand să învățați acasă chestiile de genul. Vreți? Uite, de exemplu, vreau să învăț pe 2016. Păi frate, îți iei acasă tu 2016 și te înveți. Cauți tutoriale a YouTube, ai multe chestii de genul și te înveți singur mai bine decât să înveți la școală, sincer. Din punctul meu de vedere, eu așa văd lucrurile. Te interesează ceva? Caută. Nu aștepta la școală să ți se dea pentru că n-ai să vezi. Și nici nu ne putem impune împotriva sistemului. Nu ne băgăm, asta e un alt subiect. Dacă vreți să mă auziți ce părere am despre școală, nu e vizitat să-mi lăsați în comentarii, dar nu cred că voi face o videoclipuri de genul. Mă rog, hai să continuăm. unde am rămas? A, da, a început școala. Și bineînțeles m-am reapucat. Mai ales pentru că am văzut, băi, ia uite, 500 de abonați? Oh, înseamnă că sunt oameni. Hai să mai filmez. Filmez eu 2, 3, 4 luni. Au mai crescut acolo cu 50 de abonați. Și vizionări puține. Și cam nașpa. Mă las. M-am lăsat. Și a treia oară acum, recent, m-am reapucat și am zis, băi frate, pot să ajung la cel puțin 1000 de abonați, pot să fac ceva calitativ, pot fi mai bun de atât. Și așa am început, frumos, thumbnail-uri, calitate, alea, frumos, da? Aveam perioade în care puneam 3 episoade pe zi. Dar erau super nașpa, din punctul meu de vedere. Și nu-mi plăcea. Și m-am schimbat. Și v-am spus, și vă repet, că nu mă voi mai lăsa. Și știți de ce nu mă voi mai lăsa? Pentru că eu înainte făceam episoade doar să fie făcute. Eu acum le fac din plăcere. Le fac frumos din plăcere, le fac pentru că îmi place să mă joc jocul respectiv. Nu pot să mă joc jocul respectiv fără să filmez. Nu am eu acea satisfacție. De exemplu, acum, da, pot să mă joc cum ar fi Minecraft-ul fără să filmez. Dar dacă m-aș lăsa, în maxim o lună, două, mi se va face iar dor și prefer să nu mă las. Deci, e ok, toată chestia asta. Nu vă faceți griji, nu vă părăsesc așa ușor. Cine știe, poate la bac, adică când voi da bacul, dar tot nici atunci nu cred că va fi un episod pe săptămână, aia e, dar nu vă părăsesc. Asta să fie clar. Bun, și am ajuns în prezent, nu? Cum stă treaba în prezent? Păi, în prezent, pentru mine, YouTube-ul este un hobby. YouTube-ul este ceva pe care îl fac din plăcere, v-am zis. Îmi umplu golul din suflet. Adică atunci când te joci, te simți că n-ai un scop. Dar atunci când îl pui și pe YouTube, parcă se umple, ai scopul ăla de a-l pune pe YouTube. Și, nu știu, te simți mai bine. Chiar vă recomand și vouă să încercați. Și na, nu știu ce să spun despre chestia asta. E un hobby plăcut. Am generarea de bani. Da, știu. Poate ați observat reclame. Am generarea de bani, dar stați calm, la 60 de vizionări, de exemplu, nu obții cine știe ce bani. Și chiar dacă aș obține, n-ar trebui să fie ceva ce să vă supere, pentru că, și uite, asta este un sfat și sper să ascultați bine. Dacă vedeți pe cineva că face YouTube și are abonați și apar reclame și nu știu ce. Păi, respectivul face YouTube pentru bani. Dar hai să clasificăm asta ca să ne înțelegem. Sunt YouTuberi care fac YouTube doar pentru bani, în sensul de fac YouTube pentru a se întreține. Și mi se pare normal. Ai, să zicem, 1 milion de abonați și poți să te întreții din YouTube. De ce n-ai face-o? Deci, mi se pare ceva normal că YouTube-ul poate fi un loc de muncă. Și mai sunt alții care fac YouTube din plăcere, dar câștigă și o anumită sumă de bani. Aceștia au un serviciu stabil, dar fac asta din plăcere pentru că te joci și mai și câștigi niște bani. Nu e ok? Adică ai niște bani măcar acolo de buzunar care să te ajute cu ceva. Eu zic că sunt buni. Deci, mare majoritate pe YouTube face pentru bani. Dar nu cum ia toată lumea sensul ăla, faci pentru bani, doar pentru bani nu te interesează. Nu.
Bani, sunt și unii, da, bineînțeles, sunt și unii care tot ce interesează sunt bani și ți apare în fiecare episod sau live, de exemplu, ți apare în live, donează nu știu ce pentru a obține asta, promovare, donează atât, vrei asta? Donează, donează, donează. Sunt și de ăștia, dar mare majoritate pur și simplu fac de plăcere și faptul că obții niște bani îi motivează mai mult. De aceea, dacă vedeți că cineva este sponsorizat, nu-i dați în cap și îi spuneți că s-a vândut sau nu știu ce. Pur și simplu ar trebui să apreciați faptul că cineva s-a gândit la el, îl sponsorizează, îi dă niște bani pentru a-i prezenta. Adică eu, de exemplu, mă duc la el și zic, uite, produsul ăsta să îl arăți abonaților tăi. Acum, sunt unii YouTuberi care pur și simplu îți pune produsul în față. Acesta este produsul, bla bla bla, hai mai departe la videoclip. Și alții care fac o chestie interesantă de prin urma acelui obiect sau acelui chestie care vrea să fie prezentată. De exemplu, eu dacă aș primi o sponsorizare, să zicem la... Habar n-am. Să zicem că sunt sponsorizat cu tastatura. Și... nu știu, aș face ceva amuzant pe chestia asta. La final de episod, când m-aș enerva și aș înjura de tastatură și nu știu ce, a zice, nu știu, bine că sunt, nu știu, nu știu. Adică mă gândesc că aș face ceva interesant. N-aș spune doar tastatură așa atât. Mie așa mi-ar place să fac. Adică de aceea se diferențiază YouTube-ul de televizor, de televiziune. Pentru că aici nu-ți băgăm reclama în față și zic, îți punem pauză la tot videoclipul și uite, ia reclama, trebuie să te uiți obligat, forțat. Nu, pur și simplu îți băgăm produsul pe sub nas, dacă sună bine asta, și e ok. Sincer să fiu, eu nu am fost interesat de unele produse pe care mi le-au arătat un YouTuber, deci n-am nicio problemă. Am deviat de la subiect mult, nu? Da, deci legat de toată chestia asta, dacă cineva e sponsorizat, bă, v-am zis, să apreciați, pentru că el va fi mult mai motivat. În momentul în care, na, ești plătit mai bine la serviciu, lucrezi mai cu spor, ești mai fericit. La fel și pe YouTube, dacă ești sponsorizat și ți se oferă o anumită sumă de bani, normal că ești mai motivat să faci în continuare. Deci, eu aș zice că e un lucru bun. Nu mai știu ce mai aveam de spus. Mai avem poate niște chestii de spus. Poate mai aveam și niște sfaturi. Nu știu, dacă ați rămas până aici, un mic like, un mic subscribe, toate astea mă ajută, mă motivează, dar nu sunt obligatorii. Din nou, pentru cei care au rămas până aici, să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți că m-am uitat până la final și am părerea asta despre videoclip sau despre ce am spus. Cred că trebuie să fac și eu așa. Sau nu mi-a plăcut faptul că ai spus despre chestia asta și eu am o altă părere. Nu evitați să le lăsați în comentarii pentru că eu vă citesc comentariile chiar dacă nu vă răspund. Sunt unele comentarii, de exemplu, salut. Înainte mai spuneam și o salut. Dar când îl văd acel comentariu acum 5 ore și sunt ceva gen, oh, acum 5 ore trebuia să zic salut. Dar nu l-am văzut pentru că am fost plecat sau ceva. Nu mai dau și eu salut. Adică, da, vă dați seama. Dar să știți că v-am citit comentarii. Oricum, le citesc pe toate. Și pe cele mai vechi, apropo. Am niște comentarii acum de la primele episoade de Farming și le citesc și chiar și răspund. Deci, e ok. Ce mai am de spus? Tot subiectul și toată povestea asta a fost spusă deoarece vreau să-mi înțelegeți programul. Eu postez câte un episod pe zi, mai pun și eu câteodată două. Fac asta deoarece eu când am... Sună ciudat să spui cheful, dar când am dispoziția de a filma, atunci filmez și uploadez. Mai sunt unele videoclipuri pe care le fac, ca să zicem, forțat, dar nu foarte. Deci, da, de ce nu am un program bine stabilit? Pur și simplu, un episod, două pe zi, maxim, vor apărea. Dar ora la care aplaudez, habar n-am. Oricum. Știu că am fost pe cel mai ciudat.
Știu că devin din ce în ce mai ciudat pe episod. Adică, într-un episod sunt ciudat, în altul sunt ok, nu știu. E ciudat, dar chiar simțeam nevoia de a discuta cu voi treaba asta și sper că m-ați înțeles. Și aici terminăm și noi. Dacă mai vreți discuții de genul, din nou, secțiunea de comentarii, acolo puteți să-mi spuneți sugestii, păreri. Pot să vă las și dacă aveți întrebări legate de YouTube, de cum să faceți anumite chestii, puteți să le lăsați acolo, vă voi răspunde. Ce pot să mai spun? Până data viitoare, am fost Sonix.